Cezara de Mihai Eminescu Narator Răzvan Buluș Era într-o dimineață de vară. Marea și întindea nesfârșit ai albăstrime, soarele se ridica încet în seninătatea adânc albastra cerului, florile se trezeau proaspete după somnul lung al nopții. Stâncile negre de rouă abureau și se făceau sure. Numai pici pe colea cădeau din ele, lenevite de căldură, mici bucăți de nisip și piatră. Din niște colți de stângă despre apus, se ridica o mănăstire veche înconjurată cu muri, asemenea unei cetățui. Și după muri, vedeai pe aici pe colea cât un vârf verde de plop ori de castan. Acoperămintele țuguiete de olane mucigăite, bolta neagră bisericii, zidurile împrejmuitoare risipite și năpustite în risipa lor de plante grase, de furnici ce și fondau state, de procesii lungi de gâze roșii care se soreau cu nespusă lene, poarta de stejar de o vechime seculară, scările de piatră tocite și mâncate de mult umblet, toate astea la o oaltă te făceau a crede că este mai mult o ruină oprită curiozității decât locuință. În dreapta mănăstirii se ridicau dealuri cu păduri, grădini, vii, sătucene cu căsuțe albe presărate prin dungile văilor. În stânga, un drum trecea ca o cordea printr-o nemărginire de lanuri verzi care se pierdeau în depărtarea orizontului. În dreptul ei, marea a cărei suprafață era ruptă pe aici pe colea de câte un colț de stâncă ce ieșea de sub apă. De-a lungul zidurilor împrejmuitoare mergeau cărăușe pe coasta dealului, curmate în cursul lor de mușuroaie de cârtițe. Pe una din cărări vedem un călugăr bătrân, mergând spre poarta mănăstirii cu mâinile unite după spate. Rasa e din șiac, e încins cu găitan alb, metanile de lână spânzură cu un colț din sân, papucii de lemn se târâie și clăpăiesc la fiecare pas. Barba e cam rară, ochii ca zărul neexpresivi și cam tâmpiți. Nimic resignat sau ascetic în el. Ajuns la poartă, trage clopoțelul. Un frate îi deschide. El intră în curtea ce semăna a părăsit a mănăstirei, cu pardoseala ei de pietre pătrate, printre care creșteau un voie fire de iarbă înaltă și în mijlocul cu niaz, ale cărui maluri erau sălbăticite de fel de fel de buruiene. Brusturi mari, lumânărele, sulcină și măzărichea ce-și țese paturile ei de flori asupra întregii vegetații pe care o sugrumă cu încălciturile ramurilor. Un cerdac lung, umbrit și multicolor, răspunde cu o scară ce dă în curte. Bătrânul deschide ușa tinzii și se face nevăzut înăuntrul clădirii. În zidul lung și înalt al mănăstirii, privind din grădină, se văd ferești cu gratii negre, ca ferestrele de chilii părăsite, numai una e întrețesută cu iederă și în dosul acelei mreje de frunze întunecoase se văd în oale roze albe ce par a căuta soarele cu capetele lor. Acea fereastră dădea într-o chilie pe pereții căreia erau aruncate cu creionul fel de fel de schițe ciudate. Ici un sfânt, colo un cățel zvârcolindu-se în iarbă, colo icoana foarte bine executată a unei rudaște, flori, tufe, capete de femei, bonete, papuci, în fine, o carte de schițe risipită pe perete, un dulap cu cărți bisericești, un scaun cu spată înaltă, haine călugărești spânzurate într-un cui, o lată zugrăvită cu fel de fel de flori, un pat simplu de sub care se vedea o pereche de papuci și un motan negru. Iată toată îmbrăcămintea. Prin mreaja vie și tremurătoarea fereștii pătrundeau razele soarelui și umpleau semini întunericul chilii cu dungi de lumină în care se vedeau mii de firicele mișcătoare care toate jucau în imperiul unei raze și dispar din vedere, deodată cu ea. Pe scaun șade un călugăr tânăr. El se află în acele momente de trândăvie plăcută pe care le are un dulău când își întinde toți mușchii în soare. Leneș, somnoros, fără dorințe. O frunte înaltă și egal de largă, asupra căreia părul formează un cadru luciu și negru, stă așezată deasupra unor ochi adânciți în boltele lor și deasupra nasului fin. O gură cu buze subțiri, o barbier rotunjită ochii mulțumiți, cum am zice de ei înșiși, privesc un fel de conștiință de sine ce ar putea deveni cu tezare. Expresia lor e un ciudat amestec de vis și rațiune rece. Se apropie de fereastră și se uită în grădină jos, la iarba moale crescută în umbra virgină a copacilor, la portocale ce luceau prin frunze, apoi luă creionul și desemnă pe perete o portocală. Luă un papuc, îl puse pe masă și se uită la el. Apoi deschise o carte bisericească și prin colț de pagină zugrăvi papucul. Și ce profanația cărților bisericești! Toate marginile erau profile de femei, popi, cavaleri, cercitori, comedianți, în sfârșit, viața în realitatea ei, Măzgălită în fiecare colț disponibil. Deodată intră bătrânul. Binecuvântează, părinte! Domnul! Ei, Ieronime! zise bătrânul vesel și într-o ureche. Ce mai lucrezi, ștrengariule? Eu, dar când am mai lucrat eu ceva? Această presupunere jignește caracterul meu, părinte. Eu nu lucrez nimica. Mă joc desemnând ca vers pe pereți, dar să lucrez? Sunt mai înțelept de cum arăt. Faci rău că nu înveți pictura! Eu nu fac nici rău, nici bine, căci nu fac nimic. Mă joc. Îngrop talentul, fiule! Îngrop talentul! Îngrop pe dracu, părinte! Apage satana! Zise bătrânul, sărind într-un picior și aruncându-i se Ieronim început să râdă. Dumnezeu știe, tată, de unde ai atâta veselie. Eu am momente când sunt trist. Tu nu cred. Eu trist, Ieronime? Să mă ia dracu fătul meu dacă am fost trist vreodată. Tristețea fuge de mine ca cu meu de tămâie. Dar lasă asta. Hai în oraș cu mine. Azi, intrând la starețul tău, am făcut o față cătrănită și turcească. Am spus că îmi și tu pentru o comandare. Am mințit ca întotdeauna. În sfârșit, își concede societatea mea serioasă de cioclu. Noi ieronim, ne-om duce în oraș. Știu, într-un loc vin bun, om juca cărți cu alți frățiori, om fuma din lulele lungi cât ziua de azi și ne-om uita pe ferești la duduci. Se înțelege că fără... Se înțelege. Mă mir cine dracu te-a călugărit pe tine, blestematule ieronim. Mă mir cine dracu te-a călugărit pe tine, părinte. Cine? Dracu s-ar înșela cineva crezând că toate ușurințele călugărilor aveau vreo însemnătate. Așa numitele lor blăstămății erau niște copilării, cu toată libertatea vorbelor cu care le îmbrăcau. Un pahar de vin, un joc de cărți, o lulea de tutun, din când în când o privire repezită asupra profilului unei copile zâmbitoare. Acestea erau în faptă și întotdeauna toate renumitele lor desfrânări. Tot farmecul consista în misterul cu care îmbrăcau fățarnic micile lor pasiuni lumești. Ieronim își aruncă rasa pe el, tăie o față sinistră, mucalitul bătrân tăie una smintită de tot spre a face efect asupra spărietului portar și amândoi și repede din mănăstire spre a-și astâmpăra graba mersului abia în drumul mare, ce ducea la oraș. Cine se îndoiește că o poți face asta? Cine, că ești în stare să o faci? Tatăl meu îți datorește bani și dumneata vrei fata lui. Nimic mai natural, Vă veți învoi amândoi asupra prețului ca doi oameni de onoare ce sunteți. Dar până nu sunt femeie, am dreptul la te ruga să mă scutești. Vei avea destul timp să mă chinuiești când îți voi fi femeie. Frumoasa contesă întoarse spatele și se uită din fereastră pe uliță. Ea a început să râdă, căci văzut pe un bătrân mucaliți silindu-se a tăia mutre evlavioase pentru a impune trecătorilor. Ieronim și Onufrei stăteau în uliță. Onufrei, numărând meteniile ce le ținea în mâinile unite pe pântece, Ieronim cu o față de o adâncă și nobilă seriozitate. Marchizul Castelmare se uită lung și sălbate ca asupra acelei copile ce îi disprețuia amorul, apoi ieși iute trântind ușa după sine. Ce frumușel e călugărul cela! Șopti contesa zâmbind. Și ce mucalit bătrân! Pare un paiațo într-o rolă de intrigant. Ce nobilă trăsături are tânărul! Pare un demon! Frumos, serios, nepăsător! tot îi trebuie lui Francesco un model pentru demonul lui în căderea îngerilor. Dacă am putea pune mâna pe călugăr. Maestre! Strigă ea tare, apropiind două scaune de fereastră. Intră un bătrân cu o bluză de catifea, cu față înaltă și senină, cu o barbă sură. Se apropie de copilă cu o întrebare pe buze. Vino lângă mine! Șeze aici! Ia te uită la acel călugăr tânăr! Ce frumos demon în căderea îngerilor, nu-i așa? Ce frumos Adonis în Venus și Adonis, zise pictorul surzând. Dumneata Venus, el Adonis. E, asta e prea tare. Francesco îi apucă mâna în drasa și apropie gura de fruntea ei frumoasă. Ești copilă, zise el încet. Și de ce nu? Tu vrei să iubești. Toată fibra inimii tale tremură la această vorbă. Vrei dar ca un bărbat pe care nu-l iubești, acel castel mare, să te ia de soție? Știi că sunt bogat. Știi că te iubesc ca pe fica mea. Știi că tatăl tău te-ar vinde dacă i s-ar plăti prețul cel cere, că ce sărac, desfrânat, jucător și că nu e o altă cale să scap de nenorocire decât fugind din această casă. Vrei un părinte? Iată-mă! Vrei o casă? A mea stă deschisă. Vrei un amant, cezara? Iată-l! și eu am iubit. Cunosc din tinerețe această dulce turbare. Tu ești însetată după ea. Și cu toate astea e fi în stare să scapi din mână cel mai frumos model de pictură. Un înger de geniu. Căci demonii sunt îngeri de geniu. Ceilalți care au rămas în cer sunt cam prostuți. Dar bine, tată, nu o să alerg eu după el, zise ea roșie ca focul. Vrei să alerg eu după el? Ei, nu, ei, da! Complimentele mele, domnișoare! Zise Francesco, repezindu-se spre ușă. L-ar fi oprit, nu-i venea la socoteală. Să nu-l oprească, nu se cădea. Ea nu făcu nimica, ceea ce era mai cuminte în cazul de față. Victorul ieși zâmbind cu răutate, dar cu deosebită încântare de mutrele ce le tăia cezara. Contrazicătoare, tulburi, desperate. Ea rămase într-o confuzie. Privea la Ieronim, ce frumos era! Inima tremura în L-ar fi omorât dacă ar fi fost al ei. Era nebună. Dar ce frumoasă, ce plină, ce amabilă era ea! Fața ei era de o albeață chihlimbarie, întunecată numai de o viorie umbră. Transparițiunea acelui fin sistem venos, ce concentrează idealele artei în frunte și în acei ochi de un albastru întuneric care sclipesc în umbra genelor lungi, și devin prin asta mai dulci, mai întunecoși, mai demonici. Părul ei blond pare o brumă aurită. Gura dulce, cu buza de desub puțin mai plină, părea că cere sărutări. Nasul fin și bărbia rotundă și dulce ca la femeile lui Giacomo Palma. Atât de nobilă, atât de frumoasă. Capul ei se ridica cu un fel de copilăroasă mândrie, astfel cum și-l ridică caii de rasă arabă. Și atunci câtul înalt, Lua acea energie marmoree și doritoare totodată, ca gâtul lui Antinous. I-aș capul într-o mână și privi la acel tânăr călugăr cu o indefinibilă, resignată dorință. Toate vorbele lui Francesco ea nu le lua decât în glumă, a cărei realitate cei drepti ar fi și plăcut. Ce întunecoase bucurii simțea inima ei în acea privire. Cum ar fi dorit? Ce ar fi dorit? A, cine o spune? Cine o poate spune? Și ce limbă e în destul de bogată ca să poată exprima acea nemărginire de simțiri care se grămădesc nu în amor însuși, ci în setea de amor? Ea visează în fereastră. Să viseze numai? N-ar fi un păcat analiza simțirilor ei? O Onufrei și eronim trecând pe strade nu vedeau că erau urmăriți de un om. Era pictorul. Ieronim avea să caute la poștă unde și află o scrisoare de la un lui, un bătrân sihastru. Iată ce scria. Iubite în Hristos ne poate. Este o frumusețe de zi acum când îți scriu și sunt atât de plin de dulceața cea proaspătă a zilei, de mirosul câmpiilor, de gurile înmiite ale naturii, încât pare că îmi vine să spun și eu naturii ceea ce gândesc, ce simt, ce trăiește în mine. Lumea mea este o vale înconjurată din toate părțile de stânci nepătrunse care stau ca un zid înspre mare, astfel încât sufletul de om nu poate ști acest rai pământesc unde trăiesc eu. Un singur loc de intrare este o stâncă mișcătoare ce acoperă maiestru gura unei peșteri care duce până înăuntru insulei. Astfel cine nu pătrunde prin acea peșteră, crede că această insulă este o grămadă de stânci sterpe înălțate în mare, fără vegetație și fără viață. De jur împrejur stau stâncile urieșești de granit ca niște păzitori negri, pe când valei insulei, adâncă și desigur sub oglinda mării, e acoperită de snopuri de flori, de vițe sălbatice, de ierburi înalte și mirositoare în care coasa n-a intrat niciodată. Și deasupra păturii afânate de lume vegetală se mișcă o lume întreagă de animale. Mii de albine cutremură florile lipindu-se de gura lor, bondari îmbrăcați în catifea, Fluturii albaștri umplu o regiune anumită de aer deasupra căreia vezi tremurând lumina soarelui. Stâncile înalte fac ca orizontul meu să fie îngust. O bucată de cer am numai. Dar ce bucată! Un azur întunecos, limpede, transparent și numai din când în când cât un nourel alb, ca și când s-ar fi vărsat lapte pe cer. În mijlocul văii e un lac în care curg patru izvoare care ropotesc se sfădesc, răstoarnă pietricele toată ziua și toată noaptea. E o muzică eternă în tăcerea văratică a văii și prin depărtare, prin iarba verde, pe costișe de prund, le vezi mișcându-se și șerpuind cu argintul lor fluid, transparent și viu, aruncându-se în brațele bulboanelor în care se învârtesc nebune, apoi repezindu-se mai departe, până ce, suspinând de satisfacere, se adâncesc în lac. În mijlocul acestui lac care apare negru de oglindirea stufului ierbăriei și răchitelor din jurul lui, este o nouă insulă, mică, cu o dumbravă de portocale. În acea dumbravă este peștera ce-am prefăcut-o în casă și prisaca mea. Toată această insulă în insulă este o florărie sădită de mine anume pentru alpine. Lucrez toată ziua câte ceva. Știi că în tinerețea mea am fost la un sculptor. De aceea, după ce am netezit granitul peșterii mele, am umplut suprafața pereților cu ornamente și basreliefuri, cum le umpli tu cu schițe. Deosebirea e că sculptura e goală. Prin urmare, chipurile ce-l sculptez eu, asemenea. Pe un perete, e Adam și Eva. Am cercat a prinde în aceste forme inocența primitivă. Niciunul din ei nu știe încă ce însemnează iubirea. Ei se iubesc fără să știe. Formele sunt virgine și necoapte. În expresia feței am pus duioșie și nu pasiune. Este un idil liniștit și candid între doi oameni ce nu au conștiința frumuseții, nici a goliciunilor. Ei umblă îmbrățișați sub umbra unui șir de arbori. Dinaintea lor, o turmă de miei. Cu totul altfel e Venus și Adonis. Venus e numai amor, I-aș pleacă capul ei îmbătat de pasiune pe umărul acelui tânăr femeiește frumos, timid și înamorat în sine. Și el se uită furiș la formele perfecte ale zeiței ce-l fericește, căci e rușine să se uite de dreptul. El joacă rolul unei fete naive pe care amantul ar fi descoperit-o. În genere, îmi place a reprezenta pe femeia agresivă. Bărbatul e firește, agresiv, Va să zic că natura se repetă în fiecare exemplar în această privință și excepțiile ei sunt tocmai femeile agresive. Este o nespusă gentilețe în modul cum o femeie ce iubește și care e totodată inocentă, timidă, trebuie să se apropie de un bărbat sau ursuz, cine știe prin ce, sau și mai pudic și mai copil decât ea. Cum vezi, nu vorbesc de curtizane, de femeia căror experiență este călăuza amorului, ci tocmai de agresiunea inocenței femeiești. De aceea ascultez acum tocmai pe peretele cel mai alb, pe Aurora și Orion. Știi că tânăra Aurora răpește pe Orion de care se înamorase însăși cruda și virgina Diana și îl dusese în insula Delos. În fața lui Orion exprimă acel fond de întuneric și mândrie pe care îl vezi mai în fața tuturor tinerilor. În Aurora, acea veselie nestingibilă a fetelor tinere. Asculta agresiunea într-o asemenea față e greu. Un lucru îmi pare ciudat. După orele care în amor se numesc păstorești, rămâne în om o profundă descurajare și tristețe. Ba susțin chiar că în acele momente omul e mai capabil de sinucidere, ba mai nepăsător față cu moartea decât oricând. și când. Găsesc pe de altă parte că un tânăr nesedus e mai greu de a se duce decât o fată și că biata Venus trebuie să-și fie avut chinul ei cu Adonis, este un mister în această versiune înainte, în tristețe după plăcere. Dar eu nu-l pricep. Umblu la școală. Știi la cine? La albinele mele. Am părerea cum că toate ideile ce plutesc pe suprafața vieții oamenilor sunt creații ce aruncă o manta pe un corp ce se mișcă. Ele sunt altceva decât mișcarea corpului însuși, deși atârnă de la ea. Mai întâi satul albinelor. Ce ordine, măestrie, armonie în lucrare. De ar avea cărți, jurnale, universități, ai vedea pe literați făcând combinații geniale asupra acestei ordini și ai gândi că-i făptura inteligenței. Pe când vezi că nu inteligența, ci ceva mai adânc, aranjează totul cu o simțire sigură, fără greș. Apoi coloniile, în toată vara vedem câte două sau trei generații colonizându-se din statul matern și ceea ce ne bucură este lipsa de fraze și rezonamente cu care la oameni se îmbracă această emigrare a superfluenței locuitorilor. Apoi, revoluțiile. În tot anul o revoluțiune contra aristocrației, a cortizanilor reginei, minus contractul social, orațiunile parlamentelor, argumente pentru dreptul divin și dreptul natural. Cinis et umbra sumus. Dar vei răspunde, părinte, ducidei și cugetări în natură după analogia împrejurărilor omenești? Judeci așadar organizațiunile de stat ale animalelor numai întrucât le vezi asemănătoare cu cele omenești și încifrezi lumea noastră în lumea lor? Nu. Oamenii înși duc o viață instinctivă. De obiceiuri și instituțiuni crescute pe temeiuri naturii se lipesc religiuni subiective, fapte rele și mizerabile, însă foarte cu scop, și tocmai acomodate cu strâmtoarea de minte a celor mai mulți oameni. Asta merge multă vreme astfel. Te naști, te însori, faci copii, mori, tocmai așa ca la animale. Numai că în loc de ulița satului unde paradează donjoanii Patrupezi, există la oameni sala de bal, jocul, muzica, unde vezi asemenea junele maimuțe cu monoclu mirosind femelele. Și astfel trec multe bucăți de vreme. Crezi ori nu crezi ceea cu ce ți se argumentează excelența acestei lumi. Și moare apoi. Fără ca cineva să se mai întrebe după acea muscă care, ca învățat, a produs maculatură științifică. Ori, după împrejurări, a predicat, a agitat republican și așa mai departe. Și poate că din când în când îți vin momente de luciditate în care privești ca trezi din somn și vezi deodată cu mirare că ai trăit într-o ordine de lucruri strict organizată, fără ca să o știi sau să o vrei aceasta. Și această minte care în turburea și pustia împingere și lupta istoriei oamenilor, a istoriei unui ce elementar are din când în când cu o fulgurațiune de luciditate, această lecuță de nonsens să vorbească și ea? Să aibă voi influență, să însemneze ceva, să încifreze ceva în natură, ea care nu-i decât o incifrațiune a aceleiași naturi? Nici vorbă măcar. Astfel vedem în marile migrațiuni ale popoarelor, unde fii minoreni ieșau din țară pe când stupul matern sta locului, o analogie cu roiurile albinelor. Nu explicările ce se dau faptelor, ci faptele înșile sunt adevărul. Doctrinele pozitive, fie religioase, filozofice, de drepturi de stat, nu sunt decât tot atâtea pledoarii ingenioase ale minții al acestui avocatus diaboli, care e silit de voință ca să argumenteze toate celea. Acest mizerabil avocat e silit să puie toate într-o lumină strălucită. Și, fiindcă existența e în sine mizerabilă, el e nevoit să împodobească cu flori și cu o aparență de profundă înțelepciune mizeriei existenței. Pentru a înșela în școală și în biserică pe tucanicii mici care abia intră în scenă, asupra valorii vieții reale. Pentru lucrătorii statului onoare, pentru soldați gloria, pentru principi strălucirea, pentru învățați renumele, pentru proști cerul. Și astfel, o generațiune înșală pe cealaltă prin acest avocatus diabolii moștenit, prin acest sclav silit la șireție și sofisme, care aici se vairă ca popă, colo face mutre serioase ca profesor, colo parlamentează ca avocat, din colo taie fețe mizerabile ca cerșitor. Acest din urmă o face pentru un pahar de vin cel are în peto. Altul pentru un titlu, altul pentru bani, altul pentru o coroană. Dar la toți în esență este aceeași, un moment de beție. Iată ce învăț eu de la dascălii mei, de la albine. În școală la ele văd că suntem umbre fără voință, automați care facem ceea ce trebuie să facem și că pentru ca jucăria să nu ne dezguste, avem această mână de creieri care ar vrea să ne dovedească că într-adevăr facem ce voim, că putem face un lucru sau nu. Aceasta e o înșelare în sine în care mulțimea de probabilități e confundată cu ceea ce suntem siliți a face. Viața internă a istoriei instinctivă, viața exterioară, regii, popii, învățații sunt lustru și frază. Și cum de pe haina de mătasă pusă pe un cadavru nu poți cunoaște în ce stare se află, astfel de pe aceste veșminte mincinoase nu poți cunoaște cum stă cu istoria însăși. Eu, mulțămită naturii, m-am dezbrăcat de haina de șertăciuni. Știu că tu ești până acum frate laic. Nu te călugări copilul meu. Nu te preface în rasă și comănac din ceea ce ești. Un băiat cu minte. Am fost ihastru, nu călugăr. Aș vrea ca cineva să-mi locul în această sihăstrie, că sunt bătrân și poate curând să-mi bată ora mântuirii. Vină tu, dar numai după ce voi muri. Pe cât trăiesc, scutește-mă și tu. Am trebuință de singurătate. Bătrâneța este o moarte înceată. Ce încet bate inima mea acum, ce iute bătea înainte de 60 de ani. Și într-o zi va bate din ce în ce mai încet, apoi va înceta, căci s-a sfârșit unde lemnul candelei știu că n-am să simt cam să mor. Va fi o trecere molcomă și firească de care nu mă tem. Voi adormi, de nu m-aș mai trezi numai iar. Îți sărut fruntea, Eutanasius. Pe când Ieronim ieșa cu un ufrei dintr-o veche zidire, îi văzu Francesco și intră în vorbă cu cel din tâi ca să-i stea model pentru un tablou al său. Acesta, văzând că n-avea ce găsi de împotrivit bătrânul maestro, se învoi și tu trei spre locuința lui. În drum, părintele unu frei, dând ca din întâmplare de mâna pictorului care conținea vreo câteva piese de aur, crezu că ce-i găsit îi bun găsit și strângând cu multă amiciție și intenție luătoare mâna acestuia, gândi că are mai multă cauză de a se depărta, mai ales că tablele de la crâșmă îl invitau cu dragoste. Deci pretestă ce pretestă și se duse. În vremea asta, cezara, curioasă și neastâmpărată, cotrobăia prin odaia pictorului. Ea se apropie de tabloul acoperit cu o pânză, o ridică și se uită, întrucât înaintase lucrarea căderei îngerilor. Cu fața de o senină seriozitate, întindea arhanghelul Mihail spada sa de foc în aer. Pletele lui blonde fluturau împrejurul capului său alb ca marmura și a frunții boltite și ochii lui albaștri străluceau pare de putere și energie. Brațul se întindea spre haos. Aripile lungi și albe păreau a se ajunge într-o elipsă deasupra umerilor lui, și deasupra frunții se încovoiau un în cerc de stele albastre. Fondalul era haos. În sus străbătut pe aici pe colea de câte o stea murind, jos, întunecos și rece. Dar în dreptul spadei îngerului era lăsat o dungă cenușie de loc gol pentru figura demonului urmărit. Ea auzi pași-întindă. Un paravan ascundea patul artistului. Ea se ascunse după el, șezu pe pat și se uită. Intră Francesco cu tânărul călugăr. Inima îi bătea în pereții pieptului de credea că voiește să-i se spargă. Artistul îi arată lui Ieronim tabloul și locul ce are să-l ocupe chipul său pe acea pânză. Apoi intra amândoi într-un cabinet. Cezar nu se mișca din loc, tăcea ca peștele. Francesco reveni, își căută paleta, pensulele, lăsă peste fereastră o perdea de mătasă albastră, încât camera se umplu de un aer vioriu. Așeză la loc potrivit un piedestal negru de lemn, ușa cabinetului se deschise și... Cezara era să răcnească dar își astupă gura cu o mânuță și ochii cu alta. Să vorbim încet. Cel puțin lectorii mei închipuiască și că le vorbesc la ureche. Ia să vedem. Rămasa mâna cezarei tot la ochi? Sânii îi crescuse într de bătăile inimii încât sărise un bum de la pieptărașul cam îngust de catifea neagră. De ce și-l încheiase? Dar cine știa că inima ei o să aibă asemenea tulburări? ea -și dezbumbă pieptarul, Sânii albi ca zăpada se eliberează din închisoarea lor de catifea și iară sufla adânc, deși încet. Apoi își puse iute mâna la ochi iar până ce i se răcori sufletul. Apoi ridică un degetel cel mic deasupra ochilor și se uită printre degete. Făzu un cap frumos pe niște umeri largi și albi pe un bust ce părea lucrat în marmură. Acum era să-i plesnească colanul. I-al deschie din spongi. Și răsuflând din ce în ce mai liniștit, început să privească întregul acel model frumos, din al cărui mușchi și forme respira mândria și noblețea. Mâinile ei îi căzură în jos că era obosită de emoțiune, dar nu sătulă de a privi. Tremura cu toate astea ca varga și ai fi auzit clănțănirea dinților dacă n-ar fi ținut cura strâns încleștată. Penelul pictorului zbura pe spațiul gol ce și lăsase pe pânză și sub mână îi se născură formele lui Ieronim. Din sus în jos, formă cu formă, până la umeri pe care pictorul schiță două lungi și strălucite aripi negre. Ședința era lungă. În vremea aceea, Ieronim stătea pe piedestal drept, nemișcat, mândru ca un antic Apolo, în semi-întunericul vânăt al odăii pe care pictorul îl făcuse anume pentru a nimeri tonul fundamental al figurii. Ieronim, întrerupse Francesco tăcerea ce domina în sală. Cezara se sperie la aceste sunete. Îi veni ideea ciudată că pictorul are de gând să deie paravanul într-o parte, atunci ea era descoperită, cu toaleta ei dezordonată, cu părul vâlvoi, cu ochii aprinși în cap și cu fața roșie ca sângele. Dar nu era asta. Pictorul zise, am ajuns la cap. Trebuie să te fi îndoit vreodată în viața ta de ceva. Reamintește-ți acea situație, ca să văd ce expresie va lua fața ta. Ieronim își recheamă în minte scrisoarea bătrânului Eutanasius și o zâmbire rece, sceptică, îi descleștează puțin buzele. O, de-ar fi astfel. Era o durere mândră în fața lui și bietei cezare îi ieși o lacrimă din ochi. Da, da, asta e expresia, zise Francesco inspirat. Ochii lui se entuziasmară și penelul său schiță în fuga acele trăsături de o dureroasă amărăciune în fața întunecatului său geniu infernal. Ce nenorocit trebuie să fi fost când reamintirea îi schimbă fața? Gândi cezara și o duioșie dulce și liniștită îi umplu sufletul. Ea nu mai era aceeași din tremurătoare deveni lină. Acum îl iubea. În acea frumoasă statuă de marmură albă, în acela adonis încremenit, ea presupunea un suflet. Îi venea să plângă acum. Buzele ei se descleștară cu o dulce expresie de durere și de amor. Ea și înclină capul în perini și și închise ochii. Simțea că plânge fără să vreie. Mi-ar trebui încă câteva ședințe, zise Francesco. Cezar își deschise ochii, dar Francesco trăsese perdeaua și al văzut din nou pe Adonis al ei în lumina cea plină a soarelui. Își astupă iar ochii și auzi cum pictorul și Eronim se depărtaseră în cabinetul alăturat. Ea sări repede, tiptil încet se repezi pe ușa afară în budoarul ei și s-aruncă pe pat și ascunse fața în perini și boțea tot ce încă pe în mâini. Când Francesco intră în odaia ei, ea se aruncă în gâtul lui, îl strânse spasmodic, îl dezmierdă, îl sărută. Ce-i copila mea? Nimic îți place? Ia și ceva neînțeles cu ochii plini de lacrimi și dorință. Cezara către Ieronim Iartă dacă o femeie îți spune că te iubește. O femeie frumoasă și tânără, căci știu că sunt frumoasă. Dar știu și eu, tu ești atât de mândru, știa privi atât de rece. Cum aș topi gheața ochilor tăi cu gura mea, iubite? De ce să mă îmbrac amorul cu vălul rușinii când te iubesc? Când aș primi să fiu servitoarea ta, numai să mă suferi într-un colț al casei tale în care vei locui tu. Să suferi ca să sărut perina pe care va dormi capul tău. Vezi tu ce copil supus, umilit, este amorul? Tu crezi că sunt o nerușinată, o rea, o femeie de defăimat? Dar cuge un lucru. Că aș fi un miel. Că n-aș vorbi un cuvânt. Că aș tăcea privindu-te dacă m-ai iubi și tu pe mine. Știu eu cum e inima ta? Pot eu ști? Vinde, spune cum este. Ce se petrece în acea cameră unde aș vrea să locuiesc eu, numai eu? Și știi tu cum mă cheamă? Cezara. Ieronim către Cezara. Că ești frumoasă, cred. Că mă iubești, îți mulțumesc. Că mi-ofer tot ceea ce tu crezi că m-ar face fericit, mă face să fiu în stare de a-mi jertfi viața pentru tine îți sărut mâna pentru voința ce ai de a mă face fericit, deși te înșeli când crezi că amorul tău de femeie m-ar putea face. Amorul este o nenorocire și fericirea ce mi-o oferi venin. Că nu știi, aceasta este împrejurarea care te face adorabilă. Dacă ai avea pentru un moment ochii mei, ce altfel ți s-ar arăta această lume în care tu cauți și speri a găsi ce nu-i în ea, fericirea. Tu zici să te iubesc. Dacă te-aș putea iubi ca pe o stea din cer, da, dar dacă suspin, dacă doresc, n-aud eu din toate părțile aceleași suspine ordinare, aceleași doruri ordinare. Căci care-i scopul lor? Plăcerea dobitocească. Reproducerea în mușinoiul pământului de vierm noi cu aceleași murdare dorințe în piept pe care le îmbracă cu lumina lunii și cu strălucirea lacurilor. Aceleași sărutări grețoase pe care le aseamănă cu zuzurul zefirilor și cu aiurirea frunzelor de fag. Este așa sau nu? Privește-ți, acei tineri cu zâmbiri banale, cu simțiri muieratice, cu șoapte echivoce. Vezi acele femei care le răspund prin ochiri voluptoase și mișcându-și buzele. Vezi? În prejurul acestui instinct se învârtește viața omenirii. Mâncare și reproducere. Reproducere și mâncare. Și eu să cad în rolul lor, să cerșesc o sărutare, să fiu sclavul papucului tău, să tremur când îți vei descoperi sânul, Sânul care mâine va fi un cadavru și care după ființa sa este și astăzi? Să mă frizez ca să-ți plac? Să-ți spun minciuni ca să petrec mintea ta ușoară? Să mă fac o păpușă pentru cine o și mai spune ce? Nu, nu mă voi face comediantul acelui rău care stăpânește lumea. Mi-e milă de tine, de mine, mi milă de lumea întreagă. Mai bine mi-aș stoarce tot focul din inimă ca să se risipească în scântei, decât să animesc cu el o simțire pe care o cred nu numai culpabilă, ci ordinară. Lasă-i să se mângâie în simțirile lor, lasă-i să iubească, lasă-i să moară cum au trăit. Eu voi trece nepăsător prin această viață ca un exilat, ca un paria, ca un nebun, numai nu ca ei. Sâmburele vieții este egoismul și haina lui minciuna. Nu sunt nici egoist, nici mincinos. Adesea, când măsui pe o piatră înaltă, îmi pare că în creții mantale, aruncate peste umăr am încremenit și am devenit o statuă de bronz, pe lângă care trece o lume ce știe că acest bronz nu are nicio simțire comună cu ea. Lasă-mă în mândria și răceala mea. Dacă lumea ar trebui să piară și eu aș putea să o scap printr-o minciună, eu n-aș spune-o, ci aș lăsa lumea să piară. De ce vrei tu să mă cobor de pe piedestal și să mă ameste cu mulțimea? Eu mă uit în sus, asemenea statui lui Apollo. Fi acea din cer, rece și luminoasă. Și atunci, ochii mei s-au ruitat etern la tine. Ieronim părăsise mănăstirea după sfatul lui Eutanasius și trăia izolat într-o chiliuță din oraș pe care și-o împodobise cu flori și cu schițe zugrăvite de el. În această sihăstrie primea adesea vizitele lui Francesco. Într-o zi, el îi arătă acestuia scrisoarea cezarei. „Ei, ai de gând să zici ba?" Iată ce zic." răspunse el arătând pe a sa. Fă ce vrei. Dar astăzi vin în atelierul meu, căci tabloul mi-e gata. Plecară și veniră la cezara acasă. Domnișoara cezara, recomandă Francesco când intrară. Cezara? Murmură Ieronim uimit și se uită lung, serios, în fața rușinoasă și roșie a bietei fete. Ieronim se așeză în colțul unui divan și părea rău dispus. Francesco ieși iar cezara se aruncă la picioarele tânărului cu mâinile unite, tremurând și aproape plângând. O!" zise ea încet ca și când s-ar fi temut de ceea ce zicea și apucându-i o mână o duse la buzele ei. Pot suferi amorul meu? Să-l sufer numai, căci nu pretind să mă iubești. Dar să te lași iubit, ca un copil. Am auzit că ești urător de femei, singuratic, și am desperat iubindu-te. El îi cuprinde talia, o ridică în cetinel de la pământ, o așează lângă el. Apoi puse mâna după cap și se uită drept și lung în ochii ei. Îi era ciudat, nu i venea să creadă ceea ce vedea cu ochii. Drept vorbești?" întreabă el. Ea își plecă fruntea în jos. Văzuse zâmbetul lui și văzuse destul pentru a nu spera nimic. Ah," gândi în sine, ce plăcere poate găsi un om ca el într-o păpușă ușoară, în această mască de ceara mea. Se înțelege? Alt bărbat s-ar simți măgulit. El nici măgulit nu -i. Știe că îi se cuvine amor și mă întreabă numai precum un dascăl pe eleva lui, amicabil, însă destul de rece. Adevărat vorbești? O altă femeie mai mândră de frumusețea ei ar fi ieșit vânătă de mânie și jignită de moarte din casă. Nu se oferă o femeie spre a fi refuzată. Ea era tristă. Ar fi plâns. Ar fi plâns de ar fi murit, dar nu putea fi supărată pe el. Și el, cu cât o privea mai mult, cu atât o găsea mai frumoasă. Avea milă de iate și nu voia să-i inspire speranțe de șarte precum ar fi făcut orice bărbat în locui. Nu că nu ești frumoasă, Cezara. Să vorbim încet. Te voi numi tu, căci mi ești scumpă, deși nu te iubesc în felul în care aș dori eu însumi. Ascultă, eu n-am iubit niciodată și poate că nici nu sunt în stare. Dar un lucru crede. Nu iubesc pe nimeni. Dar dacă aș iubi, sigur că tu ar trebui să fii amanda mea. Simt o adorare în inima mea pentru tine care poate ar deveni amor dacă, e bine, dacă nu mai ai iubit tu pe mine. Eu singur nu știu cum să-ți descriu simțirea ciudată ce-mi răcește inima. Adică nu mi-o răcește atâta cât mi-o face somnolentă. Nu am dorințe și tu m-ai învățat de a le avea. Îmi pare ciudat asta, dar și mie. Parcă te-aș săruta dacă nu m-aș teme că mi-ai dat sărutarea înapoi parcă te-aș iubi atunci când ai fi supărată pe mine. Nu pot fi, nu mă pot preface, în nimic, zise ea. E trist, adaose liniștită și cu glasul puțin mai adânc, căci de la amorul tău atârnă fericirea vieții mele întregi. Acum Castel Mare are jocul liber, nu am cauze de a mă opune căsătoriei cu el, căci tu nu vrei să știi nimica de mine. Nu mai voi să fug de la tatăl meu, Căci trebuie să caut, am uitat nenorocirea dacă se poate printr-o altă nenorocire. Sunt femeie, am crezut că sunt frumoasă, nu mai pot crede. Am crezut că am dreptul de a disprețui amorul unui om ce mă iubește. Mi s-a răsplătit cumplit acest dispreț, cu aceeași măsură. Cezara, zise el încet și înduioșat, mă lași tu să curge deasupra acestui lucru? Am o inimă și o minte ciudată. Nimic nu pătrunde în ele nemijlocit. O idee rămâne la mine zile întregi pe suprafața minții. Nici mă atinge, nici mă interesează. Abia după multe zile ea pătrunde în fundul capului și atunci devine, printre altele ce le -a fi găsind acolo, adâncă și înrădăcinată. Cezara, simțirile mele sunt tot astfel. Pot vedea un om căzând mort pe uliță și momentul întâi nu-mi face nicio impresie. Abia după ore reapare imaginea lui și începe a plânge. Plâng mult și urma rămâne neștearsă în inima mea. Tu spui să am milă de tine. Eu îți zic, ai milă de mine. Căci dacă vreodată iubirea ar pătrunde în inimă mi aș muri de amor. Tu nu mă înțelegi. Nu mai simt că amorul și moartea mea vor fi foarte aproape una de alta. Ceea ce am nemijlocit este simpatia. Aceasta o ai întreagă. Iubește-mă dacă voiești. Dacă... Lasă să-ți spun acest dulce cuvânt, dacă ai îndurarea să o voiești. Tu gândești că eu nu te-aș putea iubi. Te înșeli. Lasă-mi numai timp ca icoana ta să pătrundă adânc în inimă, să mă familiarizez cu această idee. Eu care n-am fost iubit, nici n-am iubit pe nimeni. Și gândesc cum că tot aș putea nebuni iubindu-te. El o sărută pe frunte și ieși. Ea surâse. Luă un joc de cărți și le meni ca să vadă dacă a venit mâini și zise lin înșirând cărțile. Dacă a veni mâini, l iubi. Dacă n-a veni, atunci, atunci asemenea l o iubi. Ieronim către Eutanasius. Te smird un chip de copil în felul meu. Adică umplu un album cu diferitele expresii ale unui singur cap. E ciudat că ochii mei atât de clari, pot să zic, de o claritate, nu pot cuprinde nimic deodată. Mă zgălesc pereții. Am intrat la o copilă înamorată de mine, pe care însă nu o iubesc. Am văzut o roșie sfioasă, turburată. Am zugrăvit în cartea mea această expresie. A îngenunchiat lângă mine. M-a rugat să-i sufăr iubirea. Nu-ți pot descrie expresia de nevinovăție, ca doare și a din fața ei. Dar am schițat-o. E de sărutat schița mea. Poate că e una dintre cele mai nimerite din câte am zugrăvit. Am pus-o lângă mine. De concertare și o dulce resignație un profil îngeresc. I-am spus cuvinte bune, o rază de speranță în acea amabilă mâhnire a feței, o adorabilă schiță. Dar simt că din ce în ce schițele se familiarizează cu inima. Nu iubesc, nu. Adio, părinte. O iubești, fătul meu, fără să o știi. Cinis et umbra sumus. sunt oameni pe care spiritele de observație și femeile îi descoasă dintr-o singură apucătură. Oameni cu puțin spirit, dar de un caracter tare, expres, consecvent. Astfel era Castel Mare. Dacă o femeie l-ar fi auzit răgând clopoțelul, ar fi știut îndată cu ce față să-l primească. Dacă un actor bun i-ar fi auzit pașii severi, apăsați și de o aspră regularitate răsunând prin galeriile și coridoarele Palatului Bianchi, ar fi știut, printr-o acțiune reconstructivă, fără să-l vadă, să-și imagineze aproape caracterul omului în chestiune, O natură comună, consecventă și puternică. Puiindu-și odată în minte de a lua pe cezara vrând nevrând, lui erau toate mijloacele binevenite, deși nu dispunea de multe, căci nu avea destul spirit pentru aceasta. Dar într-o câtva îl servea inteligența. El cerca a descoperi dacă nu cumva și reata copilă ar avea vreun amor. Deși Ieronim nu știa ce fel e simțirea lui pentru cezara, îi plăcea să asculte de ea ca un copil de sora mai mare și, drept vorbind, ea abuza într-un mod de iertat de această putere ce o avea asupra lui. El simțea în prezența ei un fel de duioșie în inimă, un fel de fior fără de înțeles al cărui suvenire îl urmărea zile întregi. Nu se poate zice că era amor, căci, deși îi plăcea prezența ei, totuși îi plăcea și mai mult ca departe de ea să cugete la dânsa. În asemenea resuveniri în care el se juca cu imaginea ei, prezența ei a Ievea îi era chiar supărătoare. Simțea pare că un ghimpe în inimă când ea era de față nu mai avea acea libertate de vis care era esența vieții sale și singura fericire a unui caracter mulțumit, fără amor și fără ură. Dacă mi-ar da pace, gândi el în sine, totuși ar fi cum ar fi. Atunci aș ținea o de mâna ei mică și ne-am uitat în lună, în virgina lună. Atunci o privesc ca pe o statuă de marmură sau ca pe un tablou zugrăvit pe un fond luminos într-o carte cu icoane. Pare că părul ei e o spumă de aur, atât de moale. -i și fața ei se poleiește într-un mod ciudat. Dar nu-mi dă cât lumea pace, mereu mă gâtuie, mă sărută și zice că o iubesc. Pa pe dracu. Altfel e chiar frumoasă, să spun drept. Părbia se rotunjește ca un măr galben. Gurița câteodată parcă e o cireașă. Și ochii. Numai de nu i-ar apropia de ai mei. Mi-atinge genele și mă înfioară până în tălpi. Atunci nu mai văd ce frumoasă e. O negură mintunecă că ochii. Parcă și omoră o Asta nu-i trai, asta e chin. Dar piata copilă să fiu drept. Ce știe ea că mă chinuie? Și azi umbla prin grădina palatului Bianchi. Asemenea unor aripi de vultur sălbatic, cuprindea ca un privaz părul negru și uscat, acea frumoasă și ostenită față de marmură de paros. Pleoapele pe jumătate lăsate în jos trădau mărimea ochilor lui de un întunecos și demonic albastru și cu toate acestea dezgustați. Buzele între deschise arătau o energică durere și numai gâtul se îndoia cu mândrie, ca și când nu și-ar fi pierdut-o sub greutatea vieții. Noaptea era lucie. Aerul părea nins de razele lunii care se furișau prin întunecoasa verdeața copacilor. El șezu pe o bancă. Cu mâinile unite și lăsate pe genunchi, cu fruntea plecată și părul risipit peste ea, gândea lucruri de care nu-și da seama și numai luna lunecând printre nouri umplea noaptea de vis. S-auzi un foșnet ușor care îl trezi. Era ea, cum se schimbase acum. Fața ei nu mai era trasă, ci se rotunja vădit. Sânii erau mai plini. Numai roșața din obraz dispăruse, făcând loc unei palori care îi dau un aer de nespusă blândețe. Ochii nu mai aveau acea sălbatică și noctoasă strălucire în adâncimea cărora fulgera întunecosul amor și întunecoasa dorință. Ci limpezi, nespus de atunci, te-ai fi uitat zile întregi în ei. Liniște și o melancolică pace era în adâncimea lor. Și în acea față atât de palidă, plină dar tristă, surâdea suferitor oarecum gura de purpură. O roză a ierihonului a cărei frumusețe nu se trece. Ea se apropia încet prin aleile străbătute de seninul nopții, pe cărările albe zugrăvite cu frunzele mrejelor de frunze. Ea-l văzu, dar nu șiuți pasul. Îi ghici să ia caracterul? Poate. El stătea locului și se uita lung la ea cum se apropia încet asemenea unei lunatege ca în somn. El, rezemându-și cotul pe spata băncii, își lăsă bărbia pe mână, mișcându-și încet degetele și se uitau imit cu ochii strălucitori la strălucitorul ei chip ce se apropia. Ea așezu alături cu el, dar drept în lună. Nu-i atinse mâna, nimic. Luna o polea frumos și ea era în destul de vicleană spre a se lăsa muiată în întreg de această dulce și voluptoasă lumină. El o privea mereu, Apoi își întinse el mai întâi mâna și apucă încet mânuța ei fină și rece. Ah, gândi, și un ce nemai simțit îi trecu prin inimă. Ah, cum îmi place acum! Acum se lipi cu încetul de chipul mlădios și ușor și, aplecându-și cura la urechea ei, îi șopti lin, deși cu glasul plin de înfocare. Nu simți tu că a încetat toată durerea vieții. Orice dorință, orice aspirare în privirea acestui mândru tablou din care faci și tu parte. Acum ești în capul meu, înger, frumoasă cum nu te-am văzut niciodată. Dulce, nu știi tu că eu te iubesc? Ea se înfioră, dar tăcu. Și apoi privește asupra orașului întreg. Pe acest amestec strălucit de palate și drumuri, vezi cum ajunse de lună strălucesc asupra maselor întunecoase vârfurile turnurilor și pânzele de la corăbii pe râu. Și cu toate acestea, centrul acestui tablou ești tu. 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 Nu se aude nimic, decât departe în vreo grădină, pe Și se aude vuind încet o roată de apă. Și tu privești tăcută și nevinovată asupra acestei lumi. Trandafiri înfloresc pe fața ta. Tu, regina sufletelor. Nu ești curată ca izvorul. Mladioasă ca chiparosul. Dulce ca filomela, tânără ca luna plină, copilăroasă ca un canar, iubită ca o dumnezeire. Privește, zise el și mai încet, strada aceea strâmtă și întunecoasă. Numai într-un singur colț îi taie umbra o dungă de lumină, dar în acel loc pare ca nins. Vino cu mine, vino cu mine acasă. Voi da într-o parte perdea din fereastra odei mele. Și vom privi toată noaptea la cer. Ah, te iubesc! țipă el apăsat. Te iubesc, o văd prea bine că te iubesc. El o strânse cu atâta putere încât se încleștase amândoi într-o îmbrățișare lungă și nervoasă. Apoi el recăzu obosit de o simțire nemai cunoscută pe spata băncii. Își închise ochii și își lăsă capul pe acea spată. Luna îl bătea drept în față. Cezar a venit drept înainte, se înclina asupra ei. Se ținu cu amândouă mâinile pe spata băncii și îl sărută cu ochii pe jumătate închiși, de nenumărate ori. El nu simțea nimic. Asemenea unui copil amețit de somn pe care mama îl dezmiardă. S-auzi o foșnire în frunzele unui tufar. Dumnezeul meu, gândia speriată, dacă m-ar fi văzut cineva. Poate castel mare. Sărmanul copil, cum se va întoarce el casă. Acest om poate să-l pândească i a lăsă un moment să se trezească din această beție, apoi îl întrebă lin, ca și când n-ar fi vrut să-i întrerumpă decât încet gândirile lui, somnul lui ce la Eve. Știi să mânuiești sabia?" Da," zise el. Să te duc o sabie, nu-i așa?" Da." Și mi-i dau o sărutare pentru ea?" Da." Ea se urcă repede în palat și peste două minute veni cu o spadă pe care o încinse, folosindu-se de ocazie de a-l strânge de mijloc dulcele meu sloi de gheață. Tu marmură, tu piatră, tu... dă pace, cezara, îmi vine să mor. Nu, nu, îngerul meu, merge acasă, să nu ți se întâmple nimic pe drum. Gândește la cezara ta, mărgăritarule. Nu se putu opri de a-i lua capul între mâini și de a-l mai o dată, tare și cu zgomot. Acum mergi, mergi, te rog. De ce mă rogi? Pentru că te-aș ucide de ai mai rămânea. Cum? Știu eu cum, zise ea ca un copil. I-al duse până la un hățiș și l-a împinse afară din grădină. Apoi se întoarse și îmbrățoșând un trunchi, zise încet și cu un fel de ciudă. Ironim, te mușc. I-a bătut cu pumnii în trunchiul de copac. Apoi se duse în odaia ei și rupându-și cu furie pieptarul de catifea, încălcindu-și părul atât de blond, ea se uita în oglindă cu ochii necați de lacrimi și cu buzele tremurătoare apoi se aruncă în pat și șoptea încet, foarte încet și înnecată de suspinuri, cuvinte dulci, nemaipomenit de dulci și dezmierdătoare, printre care străbătea numai un nume pronunțat mai tare. Ieronim. Nu-i mersese însă tot astfel și lui Ieronim. El s apropie de strada strâmtă, aerul lin al nopții îl trezise și de o natură mult mai puțin senzuală decât porumbița lui, el rămăsese numai cu convingerea teoretică cum că o iubește. El trecu prin strada întunecoasă cu pasul lui ușor, la care se cunoștea, ca să zic, elastica greutate, precum se simte la pasul unui calderasă. de rasă. Când auzi în urmă e un pas sever, regulat ca al unui soldat, și recunoscu că e al lui Castelmare. El se opri și se întoarse spre partea dinspre care venea sunetul. Castelmare sosi. Tăcere. Ieronim plesni cu vârful sabiei într-un zid de granit și la scăpărare se recunoscură ambii rivali. În același moment, fără să se fi schimbat vreo vorbă măcar, săbile începura să se crucișa. Apoi s-a auzit un geamăt, o cădere grea pe pavajul dur stradei. Una din cele două umbre dispăru într-o casă apropiată, cealaltă rămase mută. Ieronim se întinsese pe patui și de într-o parte perdeaua de la fereastră spre a se uita cum luna apunea în râu, făcând pare că din suprafața lui un drum moale și luminos, când auzi bătând încet la ușă. El se scule și deschise era pictorul. Tinere, zise el, trebuie să fugi cât mai degrabă din oraș. De ce? Ai omorât pe castel mare. Știu. Știi, dar ceea ce nu știi poate e că el e nepotul și moștenitorul lui Podeste din acest oraș, că duelele sunt oprite și că poți ajunge la spânzurătoare. Ei și? Ei și? De unde ai învățat acest limbaj eronim? Adause bătrânul Molcom. Copilul meu, mi-ar părea rău de capul tău atât de frumos. Afară de aceea, mai ai o considerație. Iată. El îi dăte o hârtie măzgălită în linii strâmbe. Acesta au deschise. Cezara către Ieronim. Fugi, te rog. Nu l-ai ucis pe castel mare. Înnăbușit de sânge au zis oamenilor să-l aducă la noi. A povestit tot cu îi datorește rana sa. Fugi, te rog. Pot să te urmărească încă în asta noapte. Cei și mai trist Contele voiește să se logodească cu mine în starea în care se află și nu am nicio putere de a rezista. Dar te iubesc. Crede că nu voi supraviețui nenorocirea mea. Rămâind aici nu mai scăpa, ci mai face numai să mor de îngrijire pasărea mea. Fugi și poate că... Unde e o speranță de care să mă țin? Nu vezi că nu știu ce să-ți zic? Ți-aș zice vino la mine și nu pot. Spune-mi să te pierd pentru a te mai vedea dată. Nu. Fugi, Eronim, Poate vreo întâmplare neprevăzută să mă păstreze pentru tine. Poate contele să moară. Îi doresc moartea. Te iubesc. Nu, 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 nu crede că te iubesc într-atât încât să-ți zic să rămâi. Adio, drăguțul meu. Cezara. Ieronim și aruncă mantia pe umeri și i merseră pe țărmul râului unde Francesco îi dădu barca lui. El îmbrățoșă pe bătrânul la mic, desprinse barca de țărm, se sui și plutie în josul râului până ce ajungând pe luciul înalt al mării, el aruncă cârmă și lopeți în apă, se culcă în barcă sub cerul ce șirdica în stelata sa măreție și, astfel, un grăunte plutitor pe aria nemărginită a apelor, a dormit adânc. A doua zi, soarele era sus când își deschise ochii. El văzu că barca lui se înțepenise între niște stânci de piatră. Soarele stăpânea cerul și umplea sânul mării cu lumină. La malul continental, el văzură sărind din stânci pădurene o mănăstire veche, prin ale cărei colonade de piatră sură, în certac, Umblau cu pas regulat și încet călugărițe. O grădină unită cu murii mănăstirei se întindea până jos la poalele mării care se mișcau urcându și apele până lângă un boschet de chiparos și roze, tăinuit în ponorârea unei stânci, ca un azil de scaldătoare. El se desculță și, sărind de pe o piatră pe alta, cercetă stâncosul său imperiu. El tădu de un izvor de apă vie și dulce, care se repezea cu mult zgomot din fundul unei peșteri. Intră în peșteră. O răcoreală binefăcătoare îl cuprinse pe el, pe care soarele îl arse în somnului. Merse mereu înainte. Peștera se lungea din ce în ce și devenea tot mai întunecoasă. Deodată văzu ca o zare de senin, dar îi păru că-i scapără. Văzând însă că ea nu pierea, el se apropie și văzu o bordă, cât ai băga mâna, care corespundea undeva. Se uită pe ea. Văzut fișuri mari și veni un miros adormitor de iarbă. El cercă să mărească borta cu puterea mâinilor, dar era un granit greu de înlăturat. Numai un bolovan mare păru că se mișcă. El îl urni, bolovanul se întoarse ca în și lăsă o mică intrare pe care o putea trece târându-se. El intră repede, împinse bolovanul la loc, acoperi chiar zarea cea mică cu pietre și pământ și când își întoarse privirea ca să vadă unde intrase, rămase încremenit de frumusețea priveliștii. Stânciuri ieșești și cenușii erau zidite de jur împrejur, una peste alta până în ceruri, și în mijlocul lor se adâncea o vale, o grădină de vale cu izvoare, în mijlocul un lac și în mijlocul lacului o insulă pe care stăteau în șiruri lungi, stupi unei prisăci mari. E insula lui Eutanasius, gândi lui Mit și pășa încet minunându-se la fiecare pas, până și insectele erau îmblânzite în acest rai. Fluturi curioși, albaștri, auriți, roșii, îi acoperiră părul lui lung și negru, încât capul lui părea presărat cu flori. Aerul acestei insule era plin de sărbători murmuritoare ale albinelor, bondarilor, fluturilor. Iarba îi ajungea până la piept. Măzărichia punea lațuri înflorite picioarelor. O căldură, un miros voluptos, pătrundea raiul. El s-apropie de lac și, trecându pe unde era vad, veni în insulă. Albinele înconjurară băzâind pe noul și tânărul împărat al raiului. Să apropie de peștera ce știa că trebuie să fie pe această insulă. O găsi într-adevăr sculptată în piatră. Găsi dalta și uneltele de sculptură, patul, un ușor cu apă. Dar bătrânul lipsea. Pe o mescioară era o foaie scrisă. Simt că măduva mea devine pământ, că sângele meu e înghețat și fără cuprins ca apa că ochii mei abia mai reflectează lumea în care trăiesc. Mă sting și nu rămâne decât ulciorul de lut în care au ars lumina unei vieți bogate. Mă voi așeza sub cascada unui pârâu. Liane și flori de apă să înconjure cu vegetația lor corpul meu și să-mi strățese părul și barba cu firele lor. Și în -mi palmele mintoarse spre izvorul etern al vieții, soarele, viespi să-și sidească fagurii cetatea lor de ceară. Râul curgând în veci proaspăt să mă dizolve și să mă unească cu întregul naturii, dar să mă ferească de putrejune. Astfel cadavrul meu va sta ani întregi sub torentul curgător, ca un bătrân rege din basme, a dormit pe sute de ani într-o insul fermecată. Ieronim privi pereții sculptați cu scene de amor, văzu cărți vechi și scrieri multe pe polițele unui dulap răzimat de un perete, și mirosind ca patinul cior, văzând că ea e răsuflată și băhnită, presupuse că bătânul trebuia să fi murit. Astfel el, moștenitorul firesc al acestui locaș de pace, a acestei grădini închise ca o odaie, răscoli cărțile care erau toate alese și îi promiteau multă petrecere. Scrierile moșneagului, în care fiecare cugetare era un monogram al acestui cap adânc și fericit, și a căror rezonanță era atât de mare încât fiecare construcție trezea o lume de cugetări și analogii în capul tânărului. Într-adevăr, se familiarizează în curând cu micul lui Imperiu. Era ca acasă. Îngrija de straturile grădinii și de stupi, umbla ca o căprioară sălbatică prin tufăriile și ierburile insulei. Adesea, în nopțile calde, se culca gol pe malurile lacului. Acoperit numai cu o pânză de in. Și atunci, natura întreagă, murmurul izvoarelor albe, vuirea mării, măreția nopții, îl adâncea într-un somn atât de tare și fericit, în care trăia doar ca o plantă, fără durere, fără vis, fără dorință. În ziua în care era să se serveze cu cezarei cu castel mare, tatăl ei, marchizul Bianchi, muri de apoplexie în mijlocul paharelor și a comesenilor săi. Când i-al văzut întins pe pat, genele încă deschise peste ochii sticloși, gura plină de spume, ea se răzimă de bolta unei ferești, și privi dezgustat asupra celui cadavru care nu-și trăise decât sie și care, spre a-și împlini patime care aveau să aibă acest sfârșit, era să o vândă pe ea, chipul de Madonă, omului pe care îl ura mai mult în lume. Când Castel Mare se prezentă, începu să o mângâie. Contesă, zise el, părintele dumitale a murit și ai rămas fără alt sprijin în lume decât mine, viitorul dumitale bărbat. Ba și fără acesta, zise ea căci dumneata a încetat de a fi viitorul meu bărbat, sau cel puțin anul meu de doliu au depărtat această fericită perspectivă. Vei bate iar la ușa mea după un an. Castel mare e și nemulțumit, aruncându-i o ultimă privire de ură neîmpăcată. Francesco o sfătui de a părăsi orașul unde era expusă urmăririlor curdului ei adorator și să se retragă la o mănăstire de călugărițe, în apropiere de câteva ore, unde ea se și duse după înmormântarea tatălui ei. Ea slăbise de grijă, sărmana copilă. Despre Ieronim nu mai auzise nimica. Numai cât că barca lui Francesco, în care el se pornise pe mare, se găsise sfărâmată la țărmuri, astfel încât ea al crezut necat, mort de mult. În murii liniștiței mănăstirii, ea se regăsi pe sine însăși. Chilia ce îi se dedese era cu fereastra înspre grădină și mare. Și adesea, trăgând zăvorul la ușă ca să nu fie supărată de intrarea nimănui, ea privea ore întregi la înmiirile undelor depărtate ce se pierdeau în orizont, la prăvălatica grădină, frumoasă și sălbăticită care își înrădăcinase hățișurile și arborii până lângă țărm. Sau alte dăți, pierzându-se printre aleile umbroase, ea plivea firele de iarbă de pe cărare sau se ascundea într-un boschet aproape de țărm, în care ședea ore întregi, adâncită în dorul ei fără de speranță. În zile calde, ea se dezbrăca și, lăsându-și hainele în boschet, se cobora la mare, Chip minunat, arătare de zăpadă, în care tânăra delicatețe, dulcea moliciunea copilăriei, era întrunită cu frumusețea nobilă, coaptă, suavă, pronunțată, a femeii. Prin transparența generală a unei pieli ținete de, se vedeau parcă vinele viorii și când piciorul ei atingea marea, când simte apele muindu-i corpul, surâsul său devine iar nervos și sălbatec cu toată copilăria ei. În luptă cu oceanul bătrân, ea se simte reîntinerind. Ea surâde cu gura încleștată de energie și se lasă în zgomotoase a oceanului, tăind din când în când cu brațele albe undele albastre, înotând când pe o coastă, când pe spate, tologindu-se voluptos pe patul de valuri. Începuse în însera și ea iar se lăsa amorului ei cu marea. Iar surâdea în fața valurilor cu acea intensivă și dulce voluptate. Își golise gâtul ei de ninsoare, își despletise părul pe umerii rotunzi și pe sânii crescuți în sete de amor, până rămase goală și frumoasă ca o statua antică, având înaintea acesteia din urmă avantajul vieții, acea pieliță caldă, dulce, netedă, care lăsa urme dacă o atingeai. S-aruncă în mare și începu să nuate puindu-și drept cel de ajuns niște stânci ce le vedea la un sfert de ceas de parte de țăr. Untele liniștite o duceau și în curând ajunse la stâncile din mare. Ea mersă mers în de-a lungul lor, rezemându-și mâinile de pereții de piatră, Ajunse la o peșteră din care curgea sfâșiat și strălucind un izvor, intră mergând de-a lungul pârâului și deodată o panoramă cerească se deschise ochilor ei. Dumnezeule ce rai, gândia, voi sta aici puțin. Ea merse înainte prin iarba care, caldă și mirositoare, îi la corpul. S-aruncă în lacul limpede ca lacrima a cărui apă o făcea mai să doarmă, fugea apoi prin dumbrava de portocale, gonită de fluturi și albine. Era nebună, ca un copil rătăcit într-o grădină fermecată de basme. În urmă, văzând că soarele se înclinase, ea se întoarse pe calea pe care venise, dar care fu spaima ei când nu văzu nicio ieșire? Ce să facă? Cu gândul că s-a rătăcit, își mai plimbă ochii de jur în prejur. Nică o ieșire. Ah, gândi, și ce-ar fi dacă aș petrece o noapte în acest rai fermecat? Cine mă vede și cine mă știe? Se făcuse noaptea. Stelele mari și albe tremurau pe cer, și argintul lunii trecea sfâșind valurile transparente de nouri ce se încrețeau în drumuri. Noaptea era caldă, îmbătată de mirosul snopurilor de flori. Dealurile străluceau sub o pânză de neguri. Apa mulcoma a lacului ce înconjura Dumbrava era poleită și, tremurând, își arunca din când în când undele scripitoare spre țărmii adormiți. Și în mijlocul acestei ferii a nopții lăsate asupra unui rai înconjurat de mare, Trecea cezara ca o închipuire de zăpadă cu părul ei lung de aur ce ajungea la călcâie. Ea mergea încet. Toate visele, toată încântarea unei aromate nopți de vară îi cuprinsese sufletul ei virgin. Ar fi plâns. Își aducea aminte de amantul ei și îi părea că-i Eva în paradis, singură cu durerea ei. Ea veni lângă lac și văzu că de prun pe sub apă. Începu să treacă și apa fugea rotind prejurul gleznelor ei. Ea se uită la acea dumbravă încântată. O dorință de fericire îi cuprinsese sânul. Era atât de însetată de amor ca copilul cel tânăr și fraged. Buzele ei erau uscate de dorința unei sărutări. Cugetarea ei era împătimită ca un strat cu florile pe jumătate veștezite de arșiță. Când ajunse în dumbravă, umbra mirositoare a arborilor înalți arunca un reflect albastru asupra pieliței ei, încât părea o statuă de marmură în lumină viorie deodată i-a văzut prin arbor o figură de om. Gândea că e o închipuire a ei proiectată pe mrejele de frunze. Și acel chip lua din ce în ce conture mai clare. Era el. Ah, gândia zâmbind, ce nebună sunt. Pretutindene el, în frumusețea nopții, în tăcerea dumbrăvilor. El s apropie. El credea asemenea care o închipuirea a Evea înaintea lui. O privi lung, se priviră lung. Când îi luă mâna, Ia țipă. Cezara!" strigă el cuprinzând o în brațele lui. Cezara, ești o chipuire, Un vis? O umbră a nopții zugrăvită cu zăpada luminii de lună? Sau ești tu, tu?" Ea plângea. Nu putea răspunde. Se credea nebună. Credea că-i vis și ar fi vrut numai ca vecinic să ție acel vis. Tu ești! Chiar tu!" întreabă ea cu glasul înnecat, căci toată cugetarea ei se împrospătase. Toate visele ei reveneau splendide și doritoare de viață. Ea nu se mai sătura privindul și uitase starea în care era.